Doamne ajută, bine ați venit! Ne bucurăm în această seară de prezența Preasfințitului Părinte Sofia, care a fost pentru noi gazdă la München. Am avut o seară deosebită la München, la invitația Preasfințitului despre martirul neamului românesc, despre Mircea Bucănescu. Și în această seară avem bucuria să prezuim seara duhovnicească în amintirea și într-o pomenire a Părintelui Teofil Părăian, duhovnicul Mănăstirii Bucovana de la Sfânta de Sus. Despre, cred că mi-aș dori cei de la Ascor să fie mai mult prezenți, pentru că Părintele Teofil Părăian a fost invitat de multe ori la seriile chilocanice, la seriile organizate de Ascor. Și n-am să intru prea mult în amănunte. Cei care sunteți prezenți, bănuiesc că știți că Părintele Teofil Părăian, care s-a născut orb, da? Dumnezeu a rânduit în Părintele, ca Părintele să fie un duhovnic. Un duhovnic, aș zice eu, un duhovnic aparte, pentru că prin răspunsurile pe care le dădea, arăta întotdeauna că este viu și îmi amintesc aici, îmi permit să spun, la ultima seară, sau pe ultima seară culturală duhovnicească, pe care noi am dedicat-o Părintelui Andrei Scrima, așa, Andrei Creșu, care, mă rog, a prezentat personalitatea Părintele Andrei Scrima, a zis, zice, domnule, mie nu prea îmi plac ăștia care sunt deja instalați, sunt sigur că se mântuiesc. Dar ce l-am întrebat pe Părintele Teofil Părăian, Părinte, cum ești sigur că te mântuiești? La Sfânta Liturghie, te împărtășești, și te ferești de păcat. Și zice, și dacă le fac pe toate astea, sunt sigur că mă mântuiesc? Și zice, da. Păi, Sfinția voastră, sunteți sigur că mă mântuiți? Da, păi dacă le fac pe astea, normal, sunt sigur că mă mântuiesc. Păi, da, da, uitați, sunt Sfinți Părinți care spun că nu e sigur că ne mântuie. Apoi dacă Sfinții Părinți spun asta, treaba lor, dar eu cred că mă mântuiesc. Deci el e inedit de adresare, de a da răspuns al Părintelui Teofil Părăian. Sau îmi amintesc cu altă replică la la seriile filocarice. O domnișoară de la Ascor a pus întrebarea aceasta, Părinte, dar n-ați avut vreodată vreo așa nu v-ați revoltat împotriva lui Dumnezeu că v-ați născut orb față de ceilalți care, mă rog, sunt, pot să se bucure de răsăritul de soare, de splendoarea naturii, mă rog, toți cei care văd în templu. Și Părintele, în stilul său, a spus, apoi, mă, dragă,
eu ce să fac? Păi m-am născut cu or și am luat-o ca atare. O înțelepciune, vedeți, foarte profundă, profundă. De ce? Pentru că a te așeza în voia lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a fost, cred eu, crezul părintelui Teofil Păreanu, cel care s-a născut într-o familie cu 4 frați, care au urmat cursul de școli primare pentru nevăzători la Cluj. După aceea și-a continuat cursurile la o școală de nevăzători la Timișoara, dar foarte interesant, cursurile liceale, din câte înțeleg eu, au fost făcute la Timișoara, dar la un liceu de învățători de data asta. Deci la un liceu de învățători, pentru ca după aceea să urmeze cursurile Facultății de Teologie, între anii 1948-1952 la Sibiu. Și mi-amintesc că aici are și un episod foarte simpatic. Nu știu prin ce an am avut noi congresul Facultăților de Teologie la Mănăstirea Sfântului Tatăl Sfânt, la Bucovina. Și după ce, mă rog, erau prezenți profesorii, conducătorii Facultăților de Teologie din toată țara, Părintele Teofil a ținut așa un cuvânt, Facultatea de Teologie între Sminteanu și Zidire. A fost iarăși gnostic. Apoi mă rog, zice, eu când m-am dus la Teologie, știam că Pentateucul tot e scris de Moise. Dar acolo nici vorba. A venit unul și mi-a spus că nu, că nu tot Pentateucul am înțeles. Dar psalmii nici nu sunt toți ai lui David. Dar la Epistola către Evrea Sfântul Apostol Pavel, nici Gorgă, dar nici Apocalipsa și așa mai departe. Și nu știu ce ai mai spus la istorie și m-am smintit. Dar după aceea s-a zinit. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna i-a călăuzit pașii, așa cum i-a călăuzit pașii la Mănăstirea Sfântă de Sus, unde a fost călugărit la 1 aprilie 1953, în ziua praznică la dobirii Maicii Domnului. Și când a venit numele de Teofil, pentru că atunci se numea Ioana, au fost doi mitropoliți pe care Părintele Teofil Păreanu îi amintește, mitropolitul Nicolae Colan, care l-a hirotonit iacon, și mitropolitul Antonie Colodeană, care pe 13 mai 1983 l-a hirotonit preot. Este cunoscut și prin ce mi-a făcut avea ceea ce a numit, deși expresia nu-mi place. Unii o gândire pozitivă, dar îmi amintesc de cartea Părintelui Gânduri Bune pentru Gânduri Bune. Apărută la editura Mitropoliei Banatului, Prescuri pentru Cuminecături, din Vistirie Inimii Mele. Deosebit este faptul că la seriile filocalice Părintele mirosea pasaje din filocalie. Avea anumiți părinți filocalici pe care îi știa foarte bine. Și atunci am realizat și chiar mi-a și spus. Păi voi care vedeți, imediat duceți în relat și citiți. Dar pentru mine, eu trebuie să memorez, trebuie să trec. Și cât de important este pentru noi, cei de astăzi, care suntem atât de grăbiți când nu mai avem răbdare să citim, ce mult avem răbdare să ne informăm, cât de important este ca aceste cuvinte să intre în memorie și după aceea să fie decantate duhovnicește, așa cum a făcut Părintele Teofil Păreanu, care este atât de viu. Și în același timp, Sfânta Scriptură și cuvintele Sfinților Părinți s-au așezat, s-au depozitat în memoria Părintelui, pentru că după aceea se devine element al întâlnirii, așa cum era de fiecare dată întâlnirea cu Părintele Teofil Păreanu. Și mă refer mai ales
la partea aceasta cu părintele Teofil și eu participam. Eram, mă rog, eram la Buzău, dar veneam de fiecare dată, pentru că întâlnirile cu părintele erau, lăsau această dimensiune a bioiciunii Spiritului. Spre exemplu, îmi amintesc iarăși o spus a părintelui, pe care o reproduc și eu și studenților, apropo de smintare. Îmi povestea părintele că a venit o femeie săracă de la țară, era în perioada fânului, a venit să se vădească fânul, deci postul a dormit Maicii Domnului. Și i-a spus părintele, ea era cam slăbit așa. Și a spus părintele, părinte, mă simt așa cam slăbită, dar nu, ce mă duci? Apoi ce să mănânc în post decât zamă? Zamă nu, ci zamă poți. Dar după aceea, adică l-am văzut pe popa nostru în post, mâncând carne și m-am smintit. Și părintele îi spune, apoi nu, te-ai smintit, vrei mintită, că dacă ai fi vrut să te zidești, te-ai fi zidit. Deci, iată, răspunsul neașteptat, am dat câteva exemple, ca să arăt ce chip, pentru că părintele Teofil este un chip aparte. Adică nu poți să părintele Cleopa avea o rasă, părintele Anichie, Bălan, părintele Paisie, dar părintele Teofil avea această bioicine care te trezește. Ați văzut și cuvintele care sunt redate la fie la Radio Trinity, asemenea la Radio Trinity, asta ascultăm uneori. Sunt vii. Sunt vii și sunt convingătoare și profunde. Ne bucurăm în această seară și mărturia este în primul rând de la Preasfințitul Sofian, care știți că este, doresc că îl cunoașteți foarte bine, episcop vicar la Mitropolia Germania, la München, și care este și ucenicul părintelui Teofil Păroian, și cred că este foarte important că se vorbească cineva care este foarte aproape de a fost aproape și este aproape prin această comunitate în grup cu părintele Teofil Păroian. Preasfinția voastră, bine. Sentimentele, comuniunea sufletească și
uneori chiar când mergeam în vizită la sâmbătă, îmi spunea preasfințite, bine ați venit la mine, ați venit aici, unde ați fost și de unde ați plecat, dar n-ați plecat de tot pentru că ați rămas în inima noastră și veniți aici și vă întâlniți cu preasfinția voastră cel de aici, din inimile noastre și continua plăcutele voastre, acesta cei care l-ați cunoscut, puteți să recunoașteți modul lui de gândire și de simțire, un mod foarte practic. Părintele n-a fost un simplu teoretician al creștinismului, ci mai ales un trăitor. Și vă pot spune că după ce intrase în anul 1990 la mănăstire, în 92, în toamnă, am mers la teologie la Sibiu și eram în anul întâi și am început a mi se preda din patrologie sau spiritualitate despre Macarie egiptean, despre Macarie alexandrină, despre faptul că suntem chemați să ne curățim, să ne iluminăm și să ne desfășim. Și toată lumea vorbea acolo despre lucrurile acestea, ca și când ar fi mai desfășiți pe stradă și iluminați. Și eu la mănăstire pe Părintele nu l-auzisem să ne vorbească de lucrurile acestea foarte mult, ci mai mult l-auzisem să le trăiască. Și așa cum Părintele vorbea, am amintit la început, am luat cu o anumită rezervă facultatea, răspunde, pentru că vedeam o oarecare discrepanță. În timp ce la mănăstire se încerca o trăire a învățăturii creștine, timp cu aceea se făcea o teoretizare, o lucru trebuie foarte bine îmbinate. Și Părintele avea în vedere lucrul acesta, l-a pus în atenția și a studenților și a studenților teologi. Mi-aduc aminte că repeta adeseori că la un moment dat s-a dus să vorbească studenților de la Sibiu, de la teologie. Și le-a pus în atenție, aveți de grijă, nu cumva să ajungeți teologi înainte de a fi creștini. Și sunt și cazuri din acestea, unde ajung chiar clerici înainte de a fi creștini. Și după aceea să smintesc că nu se pot zidi. Deci, Părintele a fost un om care a încercat să trăiască în apropierea lui Dumnezeu. Și de aici și tema din seara aceasta, Părintele Teofil Propovăduitor, al credinței lucrătoare prin iubire. Expresia aceasta, Părintele a luat-o de la Sfântul Apostol Pavel, care într-una din epistole sale spune, la un moment dat, nici tăierea împrejur nu folosește la ceva, nici netăierea împrejur, ci credința lucrătoare în iubire. Și cu asta suntem chiar în miezul temii noastre, pentru că și Sfântul Apostol Pavel avea în vedere atunci pe unii din evrei care țineau legea în ce privește împlinirea ei exterioară, dar care nu se lăsau transformați prin lege. Și aveam în vedere și pe alții care nu erau dintre iudei, dar care trăiau ținând seama de legea lui Dumnezeu. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel spune că nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur folosește la ceva, ci credință lucrătoare în iubire. Și Părintele a avut în vedere în viața lui o prisosință acest lucru. El spunea că Domnul Hristos ne pune tuturor mai întâi întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Așa cum a pus-o și unor persoane din Evanghelie. Și noi trebuie să răspundem direct Domnului Hristos. Nu cu ce scrie în Evanghelie sau cu ce a spus cineva, și trebuie să răspundem din partea noastră, care trebuie să ne dacă
credem sau nu credem. Și spunem cu cuvântul, dar pentru ca răspunsul cuvânt să fie adevărat, trebuie să răspundem și cu viață. Și de aceea, Părintele spunea că celor care răspund afirmativ la prima întrebare, Domnul Hristos te pune următoarea întrebare a doua. Mă iubești pe mine? Știți cui au fost adresate întrebările acestea? Să fac o paranteză, că am uitat ceva la referitor la numele Părintelui Teofie, ca să vă sigur la cei mai mulți teologi aici. Da? Sunt și teologi. Puteți să spuneți cu ce se începe cartea Faptele Apostolilor, care este prima propoziție? Cineva care nu e la teologie a răspuns de ce în spate. Cuvântul cel din tâi l-a făcut o teofilă de suferirea și așa mai departe. Părintele, cum a spus Părintele Gheorghe Volga, avea numele de botez Ioan. S-a dus la mănăstire și la călugărie a primit numele de Teofil. Pentru că așa a avut dânsul, deoarece bunica lui, atunci când se citea în noaptea Paștilor, din Faptele Apostolilor, din primul capitol, se citeau aceste cuvinte, spunea că așa îi dă drag. Și Părintele, ca să-i facă o bucurie în plus bunicii sale, având posibilitatea să-și aleagă numele de călugărie, a ales numele de Teofil, care și el înseamnă iubitor de Dumnezeu, sau iubit de Dumnezeu, Theos Philos, sau Philon. Și numele acesta l-a avut cu deosebire în vedere în întreaga sa viață. Dar legat de acest lucru, tatălui care nu știa greacă și nu înțelegea prea bine nici de ce a trebuit să schimbe numele, auzind că și-a schimbat sau că i-a fost schimbat numele, n-a fost prea mulțumit. Și se duce în sat, sau mai întâi vine la mănăstire, aude ce la numele care ți l-am dat eu, nu a fost bun. Și merge acasă și le povestește la oameni. Zică, pe fiul meu, acum nu mai cheamă eu, le cheamă toate. Atât, da, și a reținut să fie a fost mai aproape. Dar să știți că tatăl lui l-a prețuit foarte mult pe Părintele și îl considera cel mai luminat om, să spunem așa, cel mai învățat. Și asta se vede dintr-o împrejurare pe care Părintele relata când avea ocazie, așa de tatălui a avut o oarecare divergență cu un alt conțătean și n-au găsit până la urmă răspunsul. Iar tatăl Părintele Teofil a zis către respectivul, să știi că mă duc la mănăstire și îl întreb pe fiul. Și apoi că nu știa, poți să nu mai întrebi pe mine. Nu mai e cineva care să-ți mai dea un răspuns. Deci, acum revenim, încheiem paranteza referitoare la nume. Tuturor celor care răspunde lui Dumnezeu, cred în El, cred în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos ne pune și întrebarea, mă iubești tu pe mine? Chestiunea iubirii este absolut legată de cea a credinței. Ele nu pot fi despărțite și o să vedem lucrul acesta în continuare. Lucrul se vede foarte bine de-a lungul întregii Evanghelii. Un exemplu, două, și anume, tatăl fiului Iunat, când merge la Domnul Hristos să ceară vindecare pentru fiul lui pe care îl iubea. Atunci când crezi, iubești. Și când iubești, crezi. Să revenim la acest lucru. Deci tatăl fiului Iunatic se adresează Domnului Hristos spunând, de poți ceva, ajută de nou, fii mulțumită de noi. Tatăl era minunat acolo de dragostea pentru copilul bolnav și de credința și nădejdea prin credință că va obține vindecarea din partea Domnului Hristos. Și
La răspunsul Domnului Hristos, te poți crede toate, sunt bucurință cele ce cred, el zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Vedem că chestiunile acestea sunt legate. Credință, iubire, nădejde, aș zice și smerenie. Credința implică raportarea într-un anumit fel la omul de lângă noi. O să revin, nu vreau să dau o definiție. La fel s-a întâmplat și cu sutașul din Capernaum, care tot așa s-a dus în fața Mântuitorului, rugându-se pentru fiul lui bolnav, și despre care Domnul Hristos a făcut, la urmă, comentariul adevărat, vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și a făcut acest comentariu, având în vedere modul în care sutașul se raporta în cererea lui la Domnul Hristos și nu numai la el. Și aș vrea să spun că există două feluri de credință. Și cu asta venim la chestiunea pe care ați amintit-o, Părinte, referitoare la Domnul Mileșu și la întâlnirea lui cu Părintele Teofil sau la neînțelegerea care a existat. Se întâmplă că am văzut acel material și rău și mi-a părut rău de neînțelegere, dar toate sunt cu o rânduială cu oameni la Dumnezeu. Și anume, există mai întâi o credință a formelor, a faptului de a te încadra într-o anumită rânduială bisericii, în comuniunea celor credincioși, de a împlini anumite practici religioase, de a avea, numim noi, un ethos creștin, care de fapt te conduce deja la a doua formă. Toate aceste dimensiuni ale credinței formale sunt făcute ca să crească în noi cealaltă dimensiune untrică a formului credinței. Și Părintele, când mergea cineva la dânsul, insista în primul și în primul rând pe aspectele exterioare, pentru că altfel nu poți ajunge și la un nivel mai înalt dacă nu împlinești lucrurile de bază, să zicem. Nu poți să studiezi Kant dacă nu ai învățat alfabetul. Și dacă cineva zice cum face, s-ar putea să se înșele puțin. La fel este și în ce privește credința. De aceea, Părintele avea acel program de 5 puncte, rugăciunii dimineața și seara. Deci programul apare și în acest client pe care organizatorii l-au pregătit. Să mergi la biserică în zilele duminică și sărbătoare este primul punct. Al doilea, să te rogi dimineața și seara, adică să începi și să termini ziua cu Dumnezeu, conform la Părintele Teofil. Și la vremea mesei. Implică și rugăciunii la vremea mesei, acest program. Părintele considera că dacă nu te rogi și nu mergi la biserică, nu poți înainta în viața religioasă. Să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament. Vezi că ne confruntăm tot mai mult cu Islamul. Să știți că ei citesc Coranul. Noi citim numai puțin Biblia. Sau în spațiul german, nouofon, unde locuiesc protestanții și catolicii, citesc, aș zice, mult mai mult Noul Testament decât citesc ortodoxii Noul Testament. Noi îl auzim, bineînțeles, pe Sfintele Scripturi, îl avem comentat acolo, îl avem pus în imne, dar prea puține este citit. Părintele insista și pe acest lucru. Să-ți păzești inima prin rugăciune de toată vremea, punctul al patrulea, și al cincilea să postești cu mâncare de post, în zile de post. Deci, miercuri și vinerea și în post. Să vă spun la urmă ceva cu referire la modul în care
postea, Părintele Teofil, rosarul. Încerc să pun și câteva chestiuni de credință aplicată în viața Părintelui, ca să devenim cât mai acest program, Părintele îl pretindea de la oricine mergea la lucrarea spovedit sau îl cerea îndrumare. Și de acest program am amintit și la întâlnirea cu domnul Pleșu, care, fiind bineînțeles un om mai pretențios și nemulțumindu-se cu o împlinire formală, cu un om care caută în profunzime, a dorit mai mult, iar Părintele atunci cred că nu era într-o dispoziție de a vorbi prea mult. Eu bănuiesc care era problema și nu ținea de domnul Pleșu chestiunea aceasta, dar a făcut ca dialogul să fie prea repede și domnul Pleșu cred că l-a primit puțin superficial din pricina acestui răspuns. Însă, acest punct de program constituie un început. Un început, bineînțeles, care trebuie continuat tot timpul, să zicem mai degrabă un fundament, o bază, pe care să se poate construi viața religioasă în continuare. Și să spun totuși din experiența Părintelui faptul că la 12 ani era sau 13 ani, în 1940 și dori, Părintele era elev de liceu la Timișoara, în timpul războiului al doilea mondial. El, în condițiile de atunci, merge de la Timișoara până la Sâmbăta să întâlnească cu Părintele Arsenie Boca. Se gândea să devină călugăr la Sâmbăta, ceea ce nu se putea. Dar, oricum, merge la Sâmbăta în acele condiții cu o căutare spirituală. La 13 ani, gândiți-vă, câți copii de 13 ani pleacă acum sau i-a lăsat părinții să plece cu astfel de căutări peste 300 km. Nu se întâmplă prea des. Și Părintele Arsenie l-a învățat atunci rugăciunea Inimii, rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, Părintos. Părintele de la acum a avut două experiențe din practicarea rugăciunii lui Iisus, practicare pe care o făcea pe drumul de la internat la școală. Era o jumătate de oră de drum, în care, dacă era singur, spunea rugăciunea. Și mai întâi spunea, s-a întâlnit cu mizeria din lăuntrul lui, cu tot ce purta negativ în lăuntrul lui. Poate aici să vă dau o explicație. Când s-a dus la Părintele Arsenie, la concordirea pe care au avut-o, Părintele Arsenie a pus Părintele Teofil o întrebare care l-a mirat pe Părintele Teofil, copil de 13 ani. Și anume l-a întrebat dacă i-a venit în minte să omoare pe cineva. 13 ani, nu prea ține ce, așa ceva în minte, nu? Părintele s-a mirat de întrebarea asta. Dar după aceea și-a dat seama că cu această întrebare Părintele Arsenie a vrut să pătrundă în subconștientul lui, să vadă ce moștenire genetică poartă. Pentru că, adeseori, au și copii vorbind lucruri deplasate și lucrurile acestea pe care le vorbim sau vezi copii tineri, care, copii mici care visează lucrurile, sunt foarte acestați, visează visurile, că ele vin de undeva din spate, sunt o moștenire a lor. Și Părintele Arsenie încrucese să vadă ce moștenire are. Bineînțeles că chiar dacă n-a fost vorba de lucruri foarte grave, și Părintele, ca fiecare dintre noi, avea și ca moștenire și ca acumulare ulterioară și multe lucruri negative. Și spunând rugăciunea, atunci când o spunem, ne liniștim. Vrem să fim atenți la gândul rugăciunii și atunci ne vin în minte toate cele. La Părintele a venit cineva la spovedit, i-a zis să meargă la biserică. Părinte, eu mă duc la biserică. Dar dacă știu că duc eu în minte
în biserică, pentru dragă, du-te cu el în toată biserică, că altfel n-ai cum să scapi de el. Deci, așa și Părintele a recunoscut lucrurile. Și spunea că s-a îngrozit, dar nu le-a pus pe seama rugăciunii și zicea că deacul le-a și pus pe seama rugăciunii, poate m-aș fi lăsat de ea. A doua experiență, din practicarea rugăciunii, avea o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu și zicea că avea o bucurie de parte, mă ducea cineva pe sus. Sau zicea, aveam o bucurie, că mă gândeam că mai multă, nici n-aș putea suporta că aș muri în bucurie. Deci, astfel reușea să se adune în rugăciune, să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune. Și de aceea spun că rugăciunea este o chestiune de practică creștină continuă, care ne face să trăim tot mai în profunzime viața. În absența legăturii cu Dumnezeu, este foarte greu să te gândești la mari profunzimi și având o, să nu zic universalitate, dar o mare lărcime în viață. Pentru că există profunzimi și la cei necredincioși și la atei, dar această lărgime extraordinară pe care se dă credința în Dumnezeu este mai greu de atins. Deci, tot ce ține de practica formală a credinței este făcut să ne formeze fondul sufletesc, să ne facă să ajungem să avem inimă ortodoxă. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos, că în Vechiul Testament prorocii îi mustrau la un moment dat pe israeliți, mustrarul pe care o preia și Sfântul Ștefan, arhidiacul, în care în timpul ce era martirizat sau înainte de a fi martirizat, le spune, voi ce ne tăiați împrejur la inimă și la ureche. Avea în vedere exact această situație de a nu fi ajuns ca legea să fi pătruns în sufletul evreilor, ci împlineau doar formal niște chestiuni. Deci, sufletul nostru, inima noastră, profunzimile sufletului nostru, trebuie să fie șlefuite, trebuie să fie marcate de credința în Dumnezeu. Că se poate să fie și altfel, vedem iarăși la Sfântul Apostol Pavel, care la un moment dat spune că există și situația de oameni care se cred credincioși, dar sunt mai rău decât necredincioși. Sfântul Apostol Pavel vorbea despre grija față de femeile vădure și că cei care au o familie trebuie să le îngrijească, sigur, să nu fie împovărată biserica. Și spunea că cei care nu au grijă de cei din familia lor sunt mai rău decât necredincioșii. Un avertisment grozav la adresa noastră și să rămân în Germania, să nu actualizez în România, dar să pun problema din Germania, unde sunt atât de mulți oameni ajunși în vârstă, care sunt trimiși la azil, la familie de bătrâni. Nu-i mai îngrijesc propriile lor familie. Pentru că tinerii vor tot timpul să fie mică, să-și petreacă cât mai confortabil viața. Și se trăiește mult mai rece decât în țările noastre ortodoxe, în general, ar zice. Dar lucrurile acestea să nu credeți că nu ne pasă și pe noi. Și trebuie să ne gândim noi cum ne raportăm la cei de aproape ai noștri. Îi avem în vedere sau le învățăm în grijă altă. Părintele Teofil spunea despre credință că este sau că trebuie să fie despovărătoare. Și se supăra sau era întristat că pentru mulți credința este un fel de povară. Și să vă dau și aici un exemplu sau două, că
atunci când a zis despre femeile cu zama, umilare, profesor. Și anume au venit niște femei din Moldova la părintele. Părinte, suntem năcăjite. De ce, dragă? Păi, am primit canon să mâncăm fără ulei și nu ne putem să fac cucuruzul. Și părintele, le-a întrebat care era problema, ele mâncaseră cu carne în săptămâna brânței, deci înainte de postul mare, în săptămâna aceea pregătitoare. Și părintele le-a dat canon să facă 300 de metani și să mânce fără ulei, nu știu câte vreme, oricum, luni de zile, cel puțin. Și părintele Teofil, ce părintele respectiv, poate că în condițiile lui de monah, o putea să facă 300 de metani și chiar să mănânce fără ulei. Dar femeile trebuie să sape cucuruzul și dacă nu mâncă, ăstea nu sunt în stare să își mai împlinească datoriile lor sociale. Și atunci le-a dat dezlegare de canonul respectiv să poată să meargă acasă și să sape cucuruzul, să-și vadă de treabă. Sau ceva, vine o femeie tot așa din Moldova la părintele și îi spune câte acatiste și paraclipse face ea. Și părintele atunci zice, dragă, acatistele și paraclipse, părinților mei, sunt eu și frații mei. Adică, fiind în situația de părinți care aveau copii, nu puteau să facă foarte multe rugăciuni, foarte multe acatiste, ci se rugau mai scurt. Părintele chiar spunea adesea cum mama lui se scula, își făcea cruce și începea să se îmbrace, să se spele, începea lucrul prin casă și în timpul ăsta spunea rugăciunile de dimineață, câtele știa pe de rost. Și tot așa, pentru că nu avea timp din pricina greutăților lor gospodăriei să stea, să facă foarte multe rugăciuni de dragoste. Deci, părintele avea o deschidere mare și înțelegea că nu trebuie să ne asumim cu rugăciunea. Că știți că există și cuvântul acela, mai ales la mănăstire. Facem atâta rugăciune că nu ne mai putem ruga. Sau tipic și la inimă. Sau veneau rugări, călugărițe la spovedit și îi spuneau că au de făcut canonul în urmă pe 3 luni, pe 6 luni. Adică rugăciunea de sare de dimineață nu le-a făcut. Știi, păi ce faci? Le spui așa ca moara stricată în continuu. Ca să-ți iasă la număr celălalt, să răbdeagă. N-are niciun rost să faci așa ceva. Dumnezeu n-are nevoie de așa ceva. Sau era întrebat în condiții asemănătoare cu a noastră de acum, la o conferință, părinte, ce să facem seara când suntem obosiți și nu ne mai putem ruga? Și întreabă, ce face de zice, mă cul. Sau există în convorbiri duhovnicești, părintele Ioanichie Bălan a întrebat cum lupta împotriva somnului. Părintele aștepta un răspuns din acesta. Face o oarecare ascetă. Zice, cum luptați împotriva somnului, părintele Teofil? Mă cul. Și spunea ceva ce pe mine, mai ales în primii ani de mănăstire, mă deranja. Pentru că aveam râvna începătorului neștiutor. Ce spunea părintele? De două lucruri nu mi-a părut rău în viață. Că am făcut un bine și că am dormit. Și eu ce-am dorit că am dormit, eu nu știam cum să fac să dorm mai puțin, că somnul era și mie minte. Dar părintele spunea că nu-i pare rău pentru că a dormit. Pentru că după aceea, pe odihnit, a putut lucra la capacitățile lui maxime. Și spunea că chiar și rugăciunea altfel poate să facă pe odihnit, când se poate concentra, când se poate aduna mult mai bine. Cred că aici există și o mică diferență, ținând seama de situația lui de nevăzător. Noi, văzând, ne putem păstra mai bine, cred, atenția chiar în condiția de somnoroși. Când părintele Teofil nevăzând, atunci când intervenea somnul, cred că mai repede adormea. Și asta cel puțin am putut să o constat atunci când era în vârstă, la strană. Seara, de multe ori,
a țipea în strană și dădea numai că mâna cu medaliile la un moment dat pica. Și mi-am dat seama că pentru noi, cei care vedem, e mai ușor să ne păstrăm totuși trezi pica în condițiile în care vederea ne ajută. Cum zic, părintele se culca seara de vreme, dar se scula dimineața pe la 3-4 și se scula pentru ca să-și facă practica o oră, o oră și jumătate. Și să citească din nou Testament, din Filocalie, din Patere, din alte cărți. Până la 6, când începea să nu juca în biserică. Deci, vroia ca atunci când face un lucru, să-l poată face la maxima lui capacitate și la maxima posibilitate. Și ne spunea deseori celor din mănăstire și numai un cuvânt. Fiecare lucru pe care îl faci să fie ca ultimul din viață și singurul prin care te mântuiești. Și atunci e făcut bine. Deci orice lucru pe care îl faci să fie ca ultimul din viață și singurul prin care te mântuiești. În forma populară amintită de mama sa, fără stimată de mama sa, asta suna așa, dragă, când faci un lucru, lucru așa să nu mai trebuiască să lucre altul după tine. Pe aici cam așa de multe ori se lucră, că lucră mulți, după altul și tot nu mai termină. Vedeți cu autostrăzile și așa mai departe. Dacă ar lucra ăștia ca autostrada aia să fie ultima din viața lor și singura prin care se mântuiesc, cred că am avea până acum multe autostrăzi, dar se pare că n-am putut gândirea asta încă la bază și nici la vârf. Vreau acum câteva lucruri despre credința lucrătoare în mine. Am înțeles că credința trebuie să fie lucrătoare, trebuie să fie în fondul, în profunzimea vieții noastre. Dar ea trebuie să fie lucrătoare mai ales în iubire. Cum anume? Problema este ce înțelegem prin iubire. Și ar vrea să înțelegem că iubirea, deși implică și sentimentul, nu este doar sentiment. Prima dată am auzit acest lucru în Elveția. Era o conferință tot pentru tine, teologie, eu eram un seminar teologic acolo, sunt în germană. Și a venit o doamnă psiholog. Și având în vedere acest lucru, spune, eu nu pot să am un sentiment deosebit pentru toți oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă. Și avea dreptate. Dar ce? Dumnezeu este Spirit. Spirit pur. Cum ne iubește Dumnezeu, neavând o inimă ca a noastră. Spunem în același timp, să citim în Noul Testament, că așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său unul născut la Tatăl, pe tot cel care crede în El să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Ce face Dumnezeu? Și l-a sunat pe om, pe Fiul Său omul, în condiția Lui, în vederea Lui, așa cum este acest om, cu toate alea și face totul din partea Lui, își asumă orice din partea Lui, ca să-L ridice pe om, să-L ducă la maxima comuniune cu El, să facă maximul de bine pentru acest om. Și atunci, iubirea aproape Lui, așa cum o cere Dumnezeu, în cere Domnul Hristos în Noul Testament, când ne spune, în mod repetat, în Evanghelia de la Ioan, să vă iubiți unul pe altul, sau să vă iubiți unul pe altul, așa cum și eu am iubit pe voi, sau cum spune în pildă, când zice, ascultă Israel, prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.
Deci, iubirea aceasta nu înseamnă altceva decât asumare a aproapelui cu importanța lui tot așa de mare cum este și a mea și cu destinul lui veșnic. Noi, de fapt, ne comportăm ca și când toți suntem importanți, dar eu bineînțeles că sunt acum mai important. Astăzi, când suntem în avion, am coborât de la terminal într-un bus care urma să ne ducă la avion și lângă mine era o mămică cu copilul și au întârziat câțiva oameni, au venit mai târziu, trei. Și copilul tot întreba pe mămică să nu mai pleacă avionul, că nu mai plecăm, dar de ce așteptăm? Și la un moment dat, când vine cei trei oameni, deci asta cu un ton așa de parcă trei gândați veniți de acolo și așa am stat după ce am stat după trei oameni. Și cu fiul său sunt importanți în lumea asta. Ceilalți sunt o umplutură. Din păcate, ăsta este modul în care noi adesea simțim realitatea. Și de aceea oamenii se înșală unii pe alții, se mint unii pe alții, își fac rău unii altora, sunt indiferenți unii față de alții, sunt fără respect, sunt cu brutalitate. Toate patimile din această lipsă a înțelegerii faptului că și celălalt este exact așa de important cum sunt și eu în ochiul lui Dumnezeu. Sau că eu aș fi chemat, de fapt, să-mi dau viața pentru binele lui. Nu să-l calc în picioare ca să meargă mie un pic mai bine. Sau să cred că merge un pic mai bine. Și să am în vedere, deci, pe aproapele cu destinul lui veșnic și pe aproapele cu situația care o are față de mine concret. Că este soț, că este soție, că este mamă, că este tată, fiul, fiică, profesor, elev, coleg de serviciu, etc. Cu situația lui concretă, trebuie să înțeleg care este acea situație și care este raportul pe care trebuie să îl am față de el și să mă comport față de el la tare. Și de aceea, Sfântul Maxim al Păristorului spune și aceasta părinte Iulia adeseori că există trei feluri de dragoste. Dragostea pătimașă a celor care au o patimă față de propria patimă. Dragoste firească pe care o au rudenile în general, părinții față de copii, soții, copii față de părinți, etc. Și dragoste după poruncă. Dragoste pe care ne-o asumăm pentru că așa ne cere Dumnezeu și știm porunca lui, nu tratăm pe celălalt altfel decât așa cum ne cere Dumnezeu. Și atunci înțelegem de ce spune Sfântul Apostol Pavel că aș avea atâtea credințe, cât să mulți și mulți, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Dragostea este esențială în credință, pentru că prin această credință în Dumnezeu, care este Tatăl Dumnezeu, putem să înțelegem relația de frățietate pe care o avem față de toți oamenii care sunt și ei, tot copiii lui Dumnezeu, cum suntem și noi. Putem să înțelegem că avem cu toții un destin veșnic pe care suntem chemați să împlinim. Putem să înțelegem că după chipul acestui Dumnezeu care ne-a iubit și a făcut totul pentru noi, suntem chemați și noi să ne iubim făcând tot ceea ce putem unul pentru altul. Acum câteva chestiuni din viața părintului Teofil pentru a concretiza cum am spus. Mai întâi faptul că dânsul mergea la conferințe. Știți cum spuneam, am venit cu bucurie, când merg deja bucurie, am venit să mulțim bucuria, am venit pentru binele vostru. Părintele s-a considerat un lucrător al bucuriei și un înmulțitor al bucuriei. S-a străduit să împărtășească și altora bucuria pe care
o avea în suflet bucuria credinței. Rugăciunea părintelui Teofil îl ajuta să nu se teamă. Ce vreau să spun cu asta? Părintele ne amintea adeseori un cuvânt referitor la rugăciune, dar care este valabil și pentru credință. Și anume, întrebatul părinte ce este rugăciunea, dat răspuns. Rugăciunea înseamnă a avea mintea curbea a iubitului Dumnezeu cu Evlavie și cu Dor. A târna cu nădejdea în El și a te încrede în El în orice ai face și ți s-ar întâmpla. Tot așa aș spune și credința care produce rugăciunea și care este crescută de rugăciune. Credința este tot acest fapt de a avea mintea pură lipită de Dumnezeu cu Evlavie și cu Dor, de a atârna cu nădejdea în El și de a te încrede în El în orice ai face și ți s-ar întâmpla. Când avem această stare de prezență, cum o numea Părintele Arsenie Papacior, atunci nu putem neglija, nu putem trata deficitar nici pe aproapele nostru. Pentru că omul care este atent la Dumnezeu, este atent sigur și la aproapele lui. De aceea, tot ceea ce făcea Părintele Teofil era subordonat credinței. În același timp, Părintele știa că Dumnezeu vrea binele omului, că Dumnezeu vrea ca omul să fie fericit, să fie bucuros, că nu vrea ca omul să fie într-o plângere continuă pentru păcat, ci că prin părăsirea păcatului trebuie să ajungă la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Amintea Părintele faptul că atunci când binecuvântăm coliva, spune că adresându-ne lui Dumnezeu, că a făcut semințe cu multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră. Este pus acolo întâi desfătarea. Deci Dumnezeu vrea ca omul să se și desfăteze. Îmi amintesc că a fost la un moment dat la mănăstire la Luașa. Era postul mare, cred că era într-o vinere, și părinții de acolo, foarte răbdători, i-au pus niște varză, doar tăiată, mă rog, în față să mănânce. Și părintele zice, dragă, treceți o țără, că doar dai mea la Dumnezeu minte. Și, de asemenea, părintele, chiar și în viața lui, își permitea unele desfătări permise, cu măsură. Și anume, îi plăcea foarte mult salam, de exemplu. Și zicea când era mai în putere. În ultimii ani nici n-am mai fost lângă ei, nu știu cum am făcut, dar cea drog. Și înainte să mor ajung la niște salată. Sau când s-a constatat că este bolnav cu inima, i s-a dat răcini să mănânce nesărat. Nu mai avea voie să mănânce nici murături. Referitor la răcini, îmi mantinesc eu ce drog. Și moartea mi-a rugată. Așa că eu i-a crezut că trebuia să mănânce fără sare și cu murăturile pe care foarte mult le aprecia, le plăceau. A ținut regimul și la un moment dat se duce la Deva și avea discuția cu dânsul ce n-are voie să mănânce. Și eu de gazdă citește, părintele foarte atent la ce citește gazda acolo și bagă de seamă că n-a zis, n-a pomenit murături. Dragă, și murături, zice. Mai am să uite, citește încă o dată, era o foaie xeroxată. Zice, părinte, nu scrie murături aici. Dragă, mai citește o dată. Citește încă o dată, zice, părinte, nu scrie murături. Cuvântul murături cumva nu s-a copiat, când s-a xeroxat pagina. Și părinte, dragă, adă-mi coace toate murăturile pe care le-ai lasă.
tu mi-ai spus că acolo n-am voie să mă îmbrăduri. Uite că mi-a citit Ana și am voie, frate, să mă îmbrăduri. Oricând mi-a citit părintele, din nou. Pe foaia originală, bineînțeles că nu era voie să mă înțimuleturi, erau și ele scrise acolo. Sau, v-am spus că vă spun ceva referitor la post. Părintele spune, dragă, eu mă bucur să postez și, într-adevăr, postea cu toată seriozitatea, cu toată bucuria, dar zicea, mă bucur și că nu sunt toate zilele de post. Mergea și să mănânce ceva bucur. Și când zic, era pentru o trăire frumoasă a vieții. Pentru o trăire ținând seama de Dumnezeu și ținând seama de aproapele. Pentru o trăire cu delicatețe, cu atenție. Aproape. Aprecia foarte mult gesturile de delicatețe din Evanghelie, de Domnului Hristos, pe care le punea în evidență și îndemna să facem și noi la fel. Pentru că adeseori, și asta m-a spus să întrista foarte mult, cei care trec la credință, sau cei care descoperă la un moment dat credința, au tendința de a cădea într-un fel de apotnicie. Vor să-L prindă pe Dumnezeu de picior și cred că L-au prins pe Dumnezeu sau îl țin pe Dumnezeu de picior dacă fac nu știu câte rugăciuni sau dacă postez nu știu cât de sever sau dacă fac nu știu ce. Toate acestea sunt pentru a ne ajuta noi. Dar nu facem cu El, nu putem să-L constrângem pe Dumnezeu cu El nicicum. Nu putem să-L impresionăm, ci noi impresionăm pe Dumnezeu cu lucrurile acestea. Și de aceea este bine să avem și un părinte duhovnic, echilibrat, care să ne călăuzească. Pentru că, mai ales în prima parte, cum am spus și despre mine, când am mers la mănăstire, aveam tendința de a fi prea răbnitor, de ceea ce se scrie în cărțile noastre duhovnicești. Când vezi un frate că se înalță prea repede la cer, trage-l de picior în jos, că nu e de folos să se înalță. Pentru că el are râvna începătorului neexperimentat și nu știe cum lucrează toate chestiunile acestea pe termen lung. De aceea, experiența acelui vârstă este foarte folositoare. Înainte să mă opresc, o să răspund la câteva întrebări care le-am primit odată cu invitația. Vi le citesc. Ne-am dat seama că sunt multe situații în care noi, care facem anumite fapte ale credinței creștine, în paranteză, mergem la biserică, facem studii teologice, etc., le picăm la probe destul de simple în relațiile cu ceilalți. Exemplu. Mi-a spus o prietenă că a fost cu un grup de credincioși în vacanță. Au participat noaptea la priveghere, dar a fost foarte stresată de comportamentul lor cu ea. Două explicații. Sau ea era prea sensibilă și se stresa foarte ușor, sau ei nu erau foarte delicați și se întâmplă și lucrul acesta. Ca chiar studenții de la teologie să nu aibă un comportament atent. Și nu doar pentru cei de la teologie, ci pentru toți. E frumos, e bine să cultivăm delicatețea și când vine cât un tânăr, cât un copil la spovedit, îl întreb, ești cu minte? Pe ce nu prea? Faci prostii, mai fac. Te porți mai înșmecherește cu ceilalți? Da. Dar zic, te bucur când ceilalți sunt buni cu tine? Da. Te bucuri când te ajută, da. Te bucuri când te înțeleg dacă ai o problemă, da. Te bucuri dacă nu te iau în râs când ai făcut o prostie, o da. Păi zic, de ce ne face și tu la fel ca să faci și bucurie celorlalți? Toți vrem să fim înclinați cu iubire, cu atenție pentru ceilalți, dar mai greu reușim să ne comportăm și noi față de ei cu atenție. Și atunci, prin credință, aș spune că suntem datori să facem continuu acest efort de a fi delicați cu cei de lângă noi. Colega mea spunea lucruri de un băiat,
de un băiat care nu avea un comportament frumos cu soția și m-a acceptat că acesta făcuse teologia. Tot așa. Teologii ar trebui să fie cei mai delicați, cei mai atenți oameni din lumea aceasta, respectiv preoții după aceea. Însă, să amintim și partea cealaltă. Părintele Arsenie Boca spunea: vreți preoți buni, nașteți-i, studenții teologi sau creștinii care suntem, nu pică din cer, nu îi creează Dumnezeu din nimic, ci prin mijlocirea părinților lor. Ăștia totuși sunt fiii părinților lor. Și atunci, dacă părinții au anumite patimi și dacă în societate sunt anumite patimi sau un anumit mod de viață, copiii nu pot să fie foarte, foarte departe de aceste. Chiar și atunci vorbeam cu cineva în avion, venind din pace, și mă întreba dacă mai există astăzi părinți de statura părintelui Arsenie Babacioc. A întrebat el, ce era toată pleiada celor mari părinți de omnicești în vedere. Și am zis că n-ar zice că există la acel calibru, pentru că ei au provenit dintr-un anumit tip de familie în care se trăia prin credință, dintr-un anumit tip de societate în care credința era în centru. După aceea a venit rău comunist și suferințele pe care ei, cei mai mulți, le-au avut în închisoare. Ei au fost și niște oameni înzestrați de Dumnezeu nativ, cu niște daruri excepționale, și experiența închisorilor i-a șlefuit foarte mult. Ori dacă cineva nu are datele acestea, nu poate să fie ca părintele Arsenie Papacioc. Pare puțin dur ceea ce spun, dar așa este, mi-aduc aminte că eram tânăr și eu intrasem în mănăstire și părintele vorbea despre Maria Egipteană sau despre Sfântul Ioan Mântuitorul. Și spunea, sigur nu o să mai fie unul ca el. Și eu mi-am gândit, de ce să nu mai fie? Că nu-mi dădeam seama cât de greu să fie cineva. Și că ei au fost niște unicate. Adică înțelegeam eu, dar vă spun că râvna începătorului are și ea pericolele ei și de-aia trebuie ținută în rățurile celui aflat la vârsta experienței. Unii preoți fac multe fapte bune și sunt apropiați de mărgeași, dar nu și de copii sau soție. Aș spune și spună și preoților noștri că primul enormiaș al lor în parohia pe care o păstoresc este preoteasă. Și primii enormiași sunt cei din familia lor și de aceștia trebuie să se ocupe cu precădere. Pentru că dacă pe aceștia îi pierd, s-ar putea să-i pierdă și pe cei care vor să-i câștige și nu pot. O familie unită a preotului devine un model de familie pentru, și trebuie să devină un model de familie pentru parohia pe care părintele o păstorește. Și cu iubirea lui față de, și cu delicatețea, cu atenția lui față de cei din familie, îi învață și pe ceilalți credincioși, credincioase, să se poartă și ei frumos în familiile lor. De aceea și preotul cu preoteasa, și teologul cu părinții lui și cu cei din familia lui, noi toți trebuie să fim atenți față de aproape de nostru. Vedeți că Domnul Hristos întreabă cine, în românește nu se bagă de seamă, dar în greacă este cine s-a făcut aproape celui căzut între temari. Aproape s-a făcut ăla care s-a uitat la el, care i-a purtat de grijă. Noi avem pe aproapele, poate prin datele existenței, că este din familia noastră, că este din cercul nostru apropiat, dar nu ne facem aproape mai mult prin a pleca spre el. Și asta spune că este o datorie noastră a tuturor și o dovadă a credinței noastre, cum este și despre Dumnezeu. Ce-a făcut Dumnezeu? A venit în lume să-L mântuiască pe Fiul Său, om. N-a dat vreo
poruncă îngerilor. Mergeți și vedeți ce faceți voștri. Nu. Ci Dumnezeu Tatăl îl trimite pe Fiul Său. Pe Fiul Său iubit. Ce are El mai drag a dat pentru binele omului. Atunci încercăm și noi să procedăm după chipul lui Dumnezeu, având atenția aceasta față de cei de lângă noi. Avem un prieten care este o persoană deosebit de drăguță, în plus ajunează până seara în zilele post, merge împreună cu soția la mănăstire, dar spune că nu vorbește cu părinții, nici cu sora lui despre acest lucru, pentru că ei nu sunt de acord cu el. Cred că și mersul la mănăstire trebuie să fie cu oarecare înțelepciune. Spune câteodată, chiar poți să stai acasă dacă vezi că ceilalți se supără foarte tare dacă tu mergi și să mergi puțin mai rar. Să îți exerciți credința fără să le lovești conștiința lor. Pentru că altfel se produce o ruptură. Și lucrurile acestea nu duc la nimic bun. O atenție față de cel de lângă noi se poate să ne fie benefică și nouă pe termenul. Vedeți, înainte se exista foarte mult peste faptul ca copilul, tânărul, să aibă binecuvântarea, acordul părinților, când merge la o școală, când se căsătorește, când intră în monahism. Toate aceste lucruri au și importanța lor. S-a văzut doar latul negativ al lor. Dar un părinte își vede și el copilul. Deseori vede pentru ce e potrivit, pentru ce nu e potrivit. Și dacă ține seama și de sfaturile părinților, poate să învețe ceva. Cum sunt cazurile în care părinții nu sunt credincioși, copiii sunt credincioși. Și e, într-adevăr, foarte greu. Dar cred că și acolo trebuie cumva găsită calea să ne trăim credința tot cu atenție și față de neînțelegerea părinților. Pentru că dacă te înveți să fii foarte tăios, faci asta cu toți după aceea și poate deveni periculos. Să ne ajute Dumnezeu să avem credință și să avem o credință care să fie lucrătoare în viața noastră și prin iubirea față de Dumnezeu și prin iubirea față de aproapele nostru. Vă mulțumesc! Un pe care
nu știam că și eu am fost aia, bă, aia din păr. Și mi-a dat din voie de lucrurile ei și mie. Așa că, în sortul, mă, de teorul, faptul de pășire o pregărea, prin mine. Așa a fost, nu știu, nu se putea, nu se putea, iar dar așa cum l-am zis, în vorbire, noi recunoșeri, care trebuie să fie totalită, era Sfântul Bunicu, Sfântul Bunicu, și Sfântul Bunicu, și Sfântul Bunicu, și Sfântul Bunicu, dar nu am mai dat nărat, nărase, dar nu i-am dat din. Că nu la topa, că ne începească ceva, dar nu i-am dat. Să arată, n-am început nici de la Sfinței. Am început de la Runda. și că noi nu trebuie să facem altfel oameni în rândul lui cea iubirii,
decât să ne gândești poate mine, pentru că s-a înlăturat rău părțile din jurul nostru ca să nu mai fie și apoi fără mâncare rompie fericit. Și asta e calea tuturor celor ce vreau să fie cu Dumnezeu. Am siguranța binelor, pentru că ele nu fac eu, ci ele primesc în parte de la Dumnezeu, bineînțeles că tot cum și eu poate mea în mâinile în datorie. Am convingerea că Darul lui Dumnezeu ne îmbrește pe toți și că Dumnezeu nu te ducă cu măsură, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan. Deschisă carte, cu bine tânăr,
îl port în strada inimii și în gând. Îl port credința de mâini și azi, în aer tare primenit de brazi, din vreme de când pe frunz stă Sfântul Mir, ne șters un semn într-o evăr martir. Îl port întreg, deși l-am împărțit cu mulți ce vin la el la spovedit. Când anii lui de argini vor fi mai grei, mă rog să-l port în anii buni ai mei, să-l port iubind și eu la rândul meu, cum el iubind ne-a găsit la Dumnezeu. Părintele obișnuia să spună din Sfântul Isac Sirul,
gândește cu bucurie care mulțumește. Fă, Doamne, ruga noastră bucurie, ce nouă de ți aduce mulțumim și din toți să spunem negrăind cât ne-ai dat tu și cât greșim noi ție. Mai spunea Părintele, noi cuvintele le înțelegem, dar nu și puterea lor. Cuvântul și rațiunea oare nu s-au născut împreună, nu-i mai să arată minunea când omul nu poate o spună. Unul e Fiul Cuvânt, dar să știi, cuvintele tale sunt, omule fi, cu tine vor fi, ori și când și oriunde, de ele, Părinte, al lor vei răspunde. Eu am fost
o mare privilegiată, pentru că pe mine, cine m-a pus în legătură cu Părintele Dovin, a fost poezia Magii Dodosia, când în 98 la 8 de ani, studiu de carte, aveam ocazia să particip la o lansare, iar după lansare, la acel standard de liturghie care lansase cartea, am descoperit un mic fascicul din poezia Magii Dodosia. Era un prim fascicul care apăruse, nici nu știu cum ce nume, într-o selecție făcută de mine tot de Părintele Teofil. M-am îndrăgostit imediat de poemele Magii Dodosia, pentru că toată lumea le cunoaște, și mi-am propus în acel moment să recit câteva dintre ele într-un experiment la o expoziție de pictură. Lumea intra de afară, devenise neîncăpătoare sala și toată lumea la sfârșit a întrebat: de unde sunt aceste poeme? Cui aparțin? Mi-am dat seama că este obligatoriu să facem acest CD Poemele Magii Dodosia, ce se întâmplă numai aici în septembrie, a venit așa ca un gând de la Dumnezeu că este obligatoriu, este o datorie onoare. Și atunci am descoperit că manuscrisele se aflau la Părintele Teofil. Dumnezeu m-a ajutat să-l găsesc la telefon și gândiți-vă ce nume dumnezeiască, adică să vorbesc chiar cu Părintele Teofil la telefon, auzisem ce mare duhovnic este și pentru mine era așa ca un vis să pot să-l aud la telefon. I-am spus gândurile mele și ce credeți? M-am trezit o seară cu un telefon chiar de la Părintele Teofil, care a spus: eu vin în București la un control de ochi. Cine credeți că l-a condus în București și a fost împreună cu Sfinția sa în București? Cineva care se află acum aici în prima bancă, atunci era student la teologie, acum este preot de foarte mulți ani cu familie, copii, este Părintele Popean, și să-i mulțumesc că l-a dus atât de Părintele Teofil și cred că merită să-l aplaudăm. Mulțumesc pentru Bogdan și Scorția și vă mărturisesc că eram toată intimidată, pentru că Părintele Teofil chiar a venit în București atunci. A fost un control de ochi, cu siguranță, că nu era ceva inventat. Dar s-a întâmplat că numai întreaga echipă care urma să mergem la registrări, eram într-o mașină, ne-am blocat în trafic și ce credeți? Aici Părintele Bogdan poate să argumenteze. Părintele, imaginați-vă, a așteptat un sfert de oră la piața la Hovării, în stradă. Vă dați seama, mi se părea, și eu știam cum să îmi iau nivel de scuze. Atunci ne-am cerut, eram toți tensionați, supărați, și regizorul încerca să se scuze, spune: știți, Părinte, acest București este un infern, este un iad. Traficul de aici este uniat. La care Părintele, așa cu umorul său, și Părintele Bogdan poate să confirme, spune: ce bine ar fi dacă am avea și mea de automobilă. Vă dați seama că pe moment, într-o secundă, vă dați seama ce putere avea, a destins toată atmosfera. Nimeni nu s-a mai simțit vinovat. Am ajuns cu el la studio, lucrurile au depus foarte frumos, s-a comportat, vă spun, ca un elev silitor. Părintele nu comenta nici o secundă, deci tot ce era de făcut, făcea cu cea mai mare, cum a spus preasfințitul părintele episcop, făcea așa ca să fie ca ultimul lucru și cel mai important lucru făcut. Și e o minune, vă spun, vă valorizez, s-a născut CD-ul de portă mine la Verita, într-o colecție deosebită, pentru că Sfinția sa nu știa din toată opera de noi de ce puteai să alegi. Și atunci m-am întrebat, a fost un interviu, ce poeme i-au plăcut mai mult și ce vreți. A început să spună rând pe din afară 10 poeme, a mai intercalat cu frază, a continuat iar cu un poem și apoi au fost 12. Minunea aceasta care s-a întâmplat, sigur, eu dacă nu Părintele Teofil, și de aceea, ca să-l aducem mai aproape și este, cum noi sunt convinsă, vă rog să-l permite să
Îți amintesc un poem foarte drag la domnul Teofil. Este pasăre de neam, sufletul care aspiră mereu către un alt de Dumnezeu, spre împărăția lumii, spre împărăția iubirii. Lori de aur curg cel. Iulalea, tu de unde vii în spor, prăsfițită ca un dor? Pasele de ea, colo de părtări, dincolo de zări, e sună curat, larg și desfătat. Iubirea mea duioasă, ca femeia păcătoasă.
permite să vă ofer toată dragostea Sfântiei voastre, pentru că ați urat cu prezența. Este acest simbol de foarte mine reeditat. Este următorul care a avut numite iubirii plăcate în muzica atunci de chitară clasică. Este varianta de reprezență a sediului de foarte mine, la citirea de mai sol. Deci a fost într-un în germană și scribitul este înainte foarte curând a apărut toate poemele Maicii Plăcate în muzică bizantină veche și deosebită. Și despre poemele Maicii Dostia, părintele spunea că sunt darul Dumnezeu lăsate peste lume din Maica Dostia, pe care a rezolvat nu să bucure Pământul. Și eu mulțumim foarte mult la simția voastră pentru această minunată prezență. Diversitate pe care noi o întâlnim în spiritualitatea ortodoxă. Cred că cel mai bine surprinde mitropolitul care l-a hirotonic preot. Părintele Teofil Corean, este vorba de mitropolitul Anatolie Filomodeală, care în tradiție și libertate, în spiritualitatea ortodoxă, surprinde tocmai acest aspect. Adică, dacă mergeai la Silvestria, Părintele Cleopa era mai aspru. Postul este post și așa mai departe. Părintele Teofil are altă așezare duhovnicească și în altă bună economodeală surprinde această diversitate. Nu tuturor mi se potrivește asprimea, nu oricărui om mi se potrivește asprimea, ci fiecare are o cale a lui și îi spune, unul îți spune să stai în chiria ta și chiria ta acum, în această liniște în chiriei tale, vei învăța înțelepciunea. Altul te sfătuiește, din potrivă, ora la ora, adică să te rogi și să lucrezi. Altul să te dăruiești celor care vin în calitate de tălării. Pentru că, într-adevăr, când vorbim cu omicești, eram la Mănăstirea Bistrița, la Lans, unde pe atunci viețuia Părintele Ioanice Bălan și Părintele Justin, Justin Pârlu, care până în 1990 au viețuit la Mănăstirea Bistrița. Mi-amintesc că Părintele Ioanice Bălan ne încredința toate aceste texte, dacă vorbim cu omicești, cu omul al doilea, pentru a le corecta, a surprinde repare de greșeli de formă gramaticală. Eram cu Părintele Luca Diaconu, care este stareța până la Mănăstirea Bistrița, ucenica Părintele Ionichie Bălan, și constatam diferența de stil. Într-un fel, sfătuiau părinții de la mănăstirile din Moldova, în alt fel, cei din Muntenia, și în alt fel, părinții Andrei, Părintele Teofil Părean, spre exemplu. Era o diferență, dar această diferență noi numim diversitate. Fiecare îi se potrivește cu anumită cale. Având în vedere că fiecare suntem persoane unice, irepetabile, spre exemplu, mie nu mi s-a potrivit, nu mi s-a fi potrivit asprimea Părintelui Adrian, Cugețeanu, Părintele Antin, care era mai aspru, deși cu fiii săi gruncești, era foarte tandru, apropiat. M-am scolit prima dată la Părintele Profesor Galen, care mi s-a făcut aspru. Și atunci am căutat blândețea Părintelui Sofian Gheorghiu. Și ceea ce a povestit Preasfințitul în această seară, cu cucuruzul, deci, părinții moldoveni foarte aspri și așa, fără un delen și așa mai departe, Părintele Teofil, nu, păi nu, zaba mânci, zaba foți. Da, trebuie să crești cucuruzul sau trebuie să încerci la fânt.
Oricum, Părintele Teofil, la sediile filocalice, era extraordinar, rămâne pentru noi și ne bucură, ne bucurăm că îl ascultăm de multe ori la Trinitas. La Radio Trinitas chiar foarte des, la anumite duminici, la Târguire Evanghelie, la anumite duminici și are un stil inedit. Inedit și tocmai aceasta dăbiuiciunea discursului Părintele. Și mulțumim Dumnezeu că ne-a dăruit asemenea de lume și preasfințitul a mărturisit în această seară. Se pun întrebări. Au plecat la Domnul, au trecut la Domnul Părintele Filie Cleopa, Părintele Paisie Urlar, Părintele Ierosim Unac, Elefterii Mihali, pe care l-am cunoscut la Mănăstirea în Catea Veche, acum este în Mormântarea Verben, Părintele Arseniei Papacioc, Părintele Pavel Neca, așa, care a viețuit în ultima parte la Mănăstirea Rogozului din Eparhia Buzăului, Părintele Ioan Chibăra, Părintele Iustin Părbu și atâția duhovnici. Nădăjduim că Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre și va rândui duhovnici. Și așa cum spunea Preasfințitul, spunea de repeta cuvintele Părintele Arsenie. Cum i-ați, ce vă plângeți de preoți? Cum i-ați crescut? Așa i-ați. Și spunea, adăuga și un lucru la care trebuie să cugetăm. Poporul își are în mare măsură preoții sau păstorii pe care îi merită. Deci trebuie să ne rugăm ca să merităm într-adevăr părinți. Cum a fost Părintele Teofil Coreean, Părintele Cleopa, Părintele Ioan Chibăran sau Părintele Paisie Urlar, Arseniu Papacioc și toată această pliadă de duhovnici, Sofian Bugiu, Adrian Cruzosean și toți duhovnicii. Vă mulțumim în această seară pentru că ați participat. Mulțumim lui Dumnezeu și îi mulțumim Preasfințitului Părinte Sofian pentru această bucurie a prezenței, așa cum spunea și Maria, domnul Maria Părăscu. Mulțumim domnului profesor care m-a încântat. Și a zis, minunat, nu știam, ne-am încântat cu aceste poezii, care sunt o mărturie vie a primelor trăite alături de Părintele Teofil Coreanu. Și în ultimul rând îi mulțumim familiei Părintele Bogdan Scorțea, care a privilegiat această seară, celor de la TVR și tuturor care au contribuit la această întâlnire a noastră. Vedem că este greu, totuși, să avem răbdare, să gustăm ceea ce este frumos, ceea ce este nobil, adevărat. Suntem prea grăbiți, poate că unor, mi-aș fi dorit în această seară, de ce să vă spun, ca să fim mai mulți studenți teologi, ca să fim la măsuri și teologi. Din păcate, sunt puțini teologi, că de altfel și la seara lui Alexandru a fost mai mult din afară. Dar am zis așa, că important este ca noi să-i chemăm, să oferim și poate până la urmă și studenții teologi care sunt, într-adevăr, plini de teologie, vor învăța să devină și buni creștini, așa cum a spus Preasfințitul care îi spunea aia. Da, pentru că de atâta teologie, probabil că nu mai e. Dar aceste mărturii vin de trebuie să rămână la sufletele noastre. Vă mulțumim, Dumnezeu să ne ajute, Doamne ajută. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu bine se poate vă las pe creștinii, când vă ascultoare în Dumnezeu și a pururea creștinii și prea vinovată și mai ca Dumnezeu nostru. Și ea și ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare cu serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea adevărată scăpare de Dumnezeu de noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veșii veșii la mine. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește, Pila Sfințită Părinte. Pentru rugăciunea de Sfinților, cu Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, 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 Dumnezeu,